După 5 săptămâni petrecute mai mult prin cantonamente, Rada abia așteaptă startul returului. Până atunci însă gorjenii vor mai efectua un stagiu de 8 zile în Antalya. Normal nu-i place niciunui sportiv perioada asta, dar fără ea nu ai ce face, e indispensabilă. A fost ok, și greu și ușor, dar ne acomodăm cu astea și nu avem ce face. Rada e convins că poate prinde un loc de titular după evoluțiile dinamicale. În al doilea antrenament m-am pregătit bine, 100% am dat la fiecare antrenament și în primul rând mă simt bine că am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să dau randament cât mai bun. Tânărul internațional de tineret ar trebui însă să umple un gol imens lăsat de plecarea lui Kirikeș la Steaua. Momentan Grigoraș nu-l vede pregătit suficient și va începe returul cu brazilianul Cardozo în centrul apărării. Noi asta încercăm să facem, dacă ni se dă șansă, noi pentru asta ne pregătim. Atunci când o să fie nevoie de noi la echipă, să ajutăm pentru că ajutăm acest club, pentru că de asta suntem plătiți și asta facem și ne dorim, facem ce ne place. Trebuie să ne obișnim. A fost un jucător bun la noi, să-și facă datoria în continuare la Steaua. Noi încercăm să găsim soluții, avem copiii care au promis în meciurile amicare care le-am avut. Sunt cei doi consacrați, Viera și cu Cardozo. Deci nu, cred că ne facem probleme din acest punct de vedere. Deși Pandurii a pierdut 6 titulari față de Tur, Rada e convins că echipa nu se va face de râs în partea a doua sezonului. Normal că sunt optimist, dar așa n-aș mai avea ce să caut aici dacă n-aș fi optimist. Bine, lumea zice că au plecat mulți jucători și că... Normal, au plecat mulți jucători pentru, cu toate acestea, pentru noi tinerii e o șansă care ni se va oferi și atunci când o vom primi trebuie să profităm de ea la maxim.